12 baruri și restaurante au fost controlate ieri în cadrul unei acțiuni întreprinse de polițiștii locali. Din păcate, legile antifumat nu sunt luate foarte în serios nici de patronii localurilor, nici de clienți. În jumătate dintre barurile în care a deșins poliția locală, se fuma la liber, fără nicio jenă. Polițiștii locali s-au rezumat deocamdată doar la avertismente, dar încălcarea legii antifumat poate fi pedepsită drastic. Problema este că nu se respectă cadrul legal. În sensul că acesta este considerat spațiu închis. În ceea ce privește respectarea legii antifumat, controlele în locuri publice închise pot fi întreprinse de mai multe instituții ale statului, iar eventualele abateri sancționate cu amendă. Mai mult, organele de control au dreptul să vadă înregistrările video pentru a verifica dacă în localurile respective s-a fumat și pot folosi aparate care măsoară nivelul reziduurilor din fumul de tutun. Polițiștii locali din cadrul Direcției de Poliție Locală Buzău, Serviciul Ordine Publică, au acționat pe raza municipiului Buzău cu privire la respectarea legii numărul 349 din 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Cu această ocazie au fost verificate un număr de 12 societăți de alimentație publică de tip bar și restaurant, din care 6 societăți și un număr de 14 persoane au fost sancționate contravențional cu avertisment scris în conformitate cu prevederile legii 349 din 2002. De asemenea, cetățenii pot anunța autoritățile cu privire la cazurile de încălcare a legii.